Începând cu data de 1 iunie 2010, vor fi puse în aplicare măsurile cuprinse în planul conceput la nivelul Consiliului Județean Maramureș. Acest plan este menit a conduce la reducerea semnificativă a cheltuielilor pe care instituția le suportă în prezent. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Mircea Man, a solicitat directorilor din cadrul instituției să conceapă un plan de măsuri menit să reducă semnificativ cheltuielile pe care le suportă instituția în prezent. Astfel, începând cu data de 1 iunie 2010, vor fi puse în aplicare următoarele măsuri: reducerea la jumătate a consumului de combustibil lunar aferent parcului auto, interzicerea deplasărilor externe și interne care presupun cheltuieli din bugetul Consiliului Județean, cu excepția celor de importanță deosebită care au ca scop implementarea proiectelor, reducerea consumului de energie electrică și gaz, reducerea costurilor pentru factura telefonică, reducerea consumului în ceea ce privește activitatea de birotică desfășurată la nivelul secretariatelor, diminuarea consumului de hârtie prin tipărirea documentelor față verso, comunicarea corespondenței cu primăriile și instituțiile statului în format electronic, încadrarea cheltuielilor de personal în fondul de salarii diminuat conform hotărârii de guvern ce urmează să intre în vigoare. Sunt măsuri neplăcute, dar care trebuiesc aplicate de către toți angajații instituției. Sperăm ca prin respectarea acestora să reușim să reducem cheltuielile, astfel încât să nu trebuiască să trecem la măsuri mai drastice, cum ar fi reducerea numărului de angajați, care și așa este inferior numeric față de numărul de angajați ale altor consilii județene din țară, județe, cu o populație mai redusă decât cea existentă în Maramureș, a spus președintele Consiliului Județean Maramureș, Mircea Man.